Pianista Mihaela Ursuleasa, în vârstă de 33 de ani, a fost găsită moartă în apartamentul său din Viena. Artista trebuia să susțină două concerte la București cu Orchestra Națională de Tineret, care au fost anulate din cauza stării de sănătate. Născută la Brașov în 1978, Mihaela Ursuleasa a studiat 8 ani la Conservatorul din Viena. În 1999 a câștigat marele premiu la una dintre cele mai prestigioase competiții internaționale, Clara Haskil din Elveția. Stabilită la Viena, Mihaela Ursuleasa era mama unei fetițe pe nume Ștefania. Pe 4 august ar fi trebuit să concerteze la Berlin, în Germania. Pe 2 august însă vestea că Mihaela Ursuleasa, copilul teribil al pianului, a murit, s-a răspândit pe Facebook. Cel care a făcut anunțul a fost Pavo Jarvi, un colaborator al artistei. Potrivit informației postate pe rețeaua de socializare, Mihaela Ursuleasa ar fi trebuit să susțină un concert pe 1 august cu Orchestra Română de Tineret, sub bagheta lui Cristian Mandeal, iar 3 zile mai târziu, pe 4 august, în aceeași formulă, un concert la Berlin, în cadrul Young Euro Classic Festival, cel mai prestigios festival european dedicat orchestrelor naționale de tineret. Din păcate, artista a anulat concertele din motive de sănătate. Cauzele și împrejurările în care s-a produs tragicul deces al pianistei internaționale nu se cunosc deocamdată.